Bună ziua și bine ați venit în Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți. Și astăzi va fi o lansare de carte, opere, volumul 3, Jurnal Vâlcean, anul 1944-1948, de Leca Morari. Oferim cuvântul domnului Edmond Negoie, ca să ne spună un cuvânt de felicitare. Deci bine, ne-am regăsit în Centrul Bucovinean de Artă, la 15 ani de la fondare, la Zilele Culturii Tradiționale Românești, un ansamblu de manifestări deosebite, care pe lângă cele două festivaluri consacrate, sunt în Scorzar și Toadele Captari, prilejuiește și o lansare de carte și un simpozion internațional, Patră Dulce Strămoșească, dar și această lansare de carte, o parte din acțiunea de astăzi, adică prezentarea unor cărți, a fost deja partea centrală a simpoziumului internațional de ieri. Astăzi a rămas să venim pentru iubitorii de carte din Cernăuți, din străvechea capitală istorică a Bucovinei, cu o carte legată de una dintre marile personalități. Deci un om care și-a pus amprenta asupra destinului cultural al Bucovinei istorice, Leca Morariu. Ne aduce cartea un om cu rădăcini adânc înfipte în nordul Bucovinei, dar care, după cum bine cunoașteți istoria, a fost familia dumnealui, s-a stabilit la Vâlcea. Este unul dintre pilonii unei împrățiri culturale și de suflet între Hotin și Horezu. Da. De asemenea, dumnealui... Da. Și Ostrița. Dumnealui participă activ la toate aceste manifestări culturale care reunește miezul patriei istorice cu Cernăuțul și despre acest volum 3, Jurnalul Vâlcean, Leca Morariu, las să vă vorbească. După care, cu îngăduința dumneavoastră, o să completez și eu cu niște apariții de ultimă oră. Vă rugăm, domnule. Vă mulțumesc că am fost așa. Da, sigur. Creăm un cadru mai intim și acum domnul consulat deschis, trebuie să fie oficial. Le mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută și dumneavoastră la fel, dumneavoastră celor din țară, în primul rând, că suntem aici și îmi dați posibilitatea să prezint una dintre cele mai mari personalități, după părerea mea, românești, din perioada interbelică, cu rădăcini extraordinare de la înființarea Bucovinei, de la începutul de acestei părți de țară, prin legătura extraordinară care a existat între familia Leca Morariu, Ciprian Porumbescu și mitropolitul Bucovinei și Dalmației, Alexeevici Silvestru. Vă dați seama că deja apare un semn de întrebare. Bucovina și Dalmația s-a chemat mitropolia din Cernăuți, ceea ce înseamnă că asta a fost o poartă deschisă și un loc în care foarte mulți aromeni de la începuturi, când au venit o strece aici, au trebuit să fie aduși și populată această zonă. Culmea este că Bucovina este în nordul, eu spun, Basarabiei, ca să fac o legătură, că în interbelică Bucovina de nord și Basarabia era în același loc. Ceea ce este extraordinar de curios, faptul că Austria I a cucerit Oltenia pentru 20 ceva de ani, între 1719 și 27, sau Nu sunt un istoric și stăpân de dată, dar asta este esența. N-a reușit să stea acolo, a lăsat însă o parte din administrație, în special cea de construcții și militare, de geniu,
și la 50 de ani a venit și a ocupat partea de nord a Moldovei, care i-a zis Bucovina. Această fenomenă face o legătură colosală între Oltenia de nord și Bucovina de nord. Există o similitudine istorică, este din comun. În 1944 a avut loc cea mai mare evacuare din istoria, poate a umanității, când 3 milioane de români din Bucovina de Nord și Basarabia au fost evacuați în regat. Se audă, nu? Ce spun? Iată că în 44 ce mai rămăsese după crimele și atrocitățile care s-au făcut asupra românilor în 39 și 40 de către Armata Roșie, a fost evacuată în regat. Vreau să spun că pentru acest regat, o regiune nobilă, cumva imperială, tot așa, a fost în nordul Olteniei, Râmnicu Vâlcea, care era înconjurată de cele unele cele mai frumoase stațiuni iubite și austrieci din Țara Românească, pe Valea Oldului, la Cozia. Cetate medievală și de domnie a lui Mircea cel Bătrân. Bucovinenii de nord au fost și din Cernăuți, în general și în cel mai mare procent, au fost evacuați în Râmnicu Vâlcea și stațiuni. Eu pe acești bucovineni nu i-am găsit neapărat în listele de debarcare care s-au făcut în 44 de au venit în regat, cum a fost cei din Basarabia, cei mai mulți au plecat cu atelaje, cu cai și căruțe. Bucovina a avut acest privilegiu și oameni care au fost aduși cu trenul. Au avut vagoane speciale și care au avut cu adresa exactă unde au debarcat. 5.000 au fost în Horezu. În Horezu s-a mutat și prefectura Hotinului. 10.000 în Râmnicu Vâlcea. 8.000 vi s-a spus Iergenul sau în orice rează de la Ligia povestită la Drăgășani. În total 70.000 de nord-bucovineni și de basarabeni au fost aduși evacuați în Râmnicu Vâlcea cu adrese exacte. Dintre cei mai valoroși oameni care au modificat istoria Văii Oltului și Olteniei de Nord a fost acest profesor universitar, mă rog, am văzut și decan la Cernăuți aici, Leca Morariu, și am avut asta surpriza extraordinară și felicit pe domnul Victor al centrului, că acolo este Constantin Morariu, tatălui Leca Morariu, al doilea din partea cealaltă, care, după scrierile lui Nicolae Iorga, a fost cel mai deștept pop ortodox român. Așa scrie Iorga. Noi știm din istorie și din studierea arhivelor și a, în special acum a bibliotecii virtuale, Constantin Morariu are 18 sau 19 volume din cei mai mari germani traduși pentru în limba română aici. În același, în aceeași de curios, Constantin Morariu, tata lui Leca, a și tradus opere de aici în germană pentru Lenz. Leca Morariu a avut 3 frați această familie. El are undeva aici o casă și spre surprinderea mea, nu vreau să aduc critici, nu știu cine este în sală exact, toată lumea, dar după părerea mea, Fundația Leca Morariu de la Suceava nu a făcut ce trebuie pentru Leca Morariu aici, la Cernăuți. Aici a fost locul lui. Facultatea pe care el a condus-o, a luat-o cu el la Râmnicu Vâlcea și pentru 2 ani de zile, facultatea a fost la Râmnicu Vâlcea. Acolo și-au dat doctoratul, o parte din personalitățile extraordinare de preoțime, că atunci facultatea era un profil teologic, de limba română și cutare, dar avea și profil teologic. Și-au dat doctoratul cu el la Râmnicu Vâlcea, după care unii s-au retras la București, unii la Bacău, unii au revenit la Suceava, fiindcă în 1946 se întâmplă ceva.
această facultate de la Râmnic, de la Cernăuț, la Râmnicu Vâlcea, revine la Suceava și este actuala atunci era Facultatea de Istorie și Teologie. Foarte mulți preoți, după 44, și-au continuat, au trebuit să schimbe studiile din teologie, mai ales când s-a arătat, era un gest foarte bun ca să fii preot și să faci Facultatea de Istorie, să te reprofilezi. Asta s-a întâmplat în 46. Necamorariu la Râmnicu Vâlcea moare în 1963. Soția sa, Octavia, care a fost una celorlalți soprane, mezzosoprane ale României, ea are două premii luate la Viena în 37 și 38. Leca Morariu, pe lângă meseria sa, el era studiat, fiindcă era un specific, Facultatea de Limba și Literatura Română și de Folclor din Cernăuț și Teologie, asta extraordinar frumoasă, care ne ducem noi și o vizităm mereu, a avut și o secție de muzică. Iar Leca Morariu a făcut violoncel. El, când a plecat la Râmnicu Vâlcea, a adus la Râmnicu Vâlcea 8 piane. Trebuie să știți treburile astea, cum s-a produs această mișcare de populație, ce a însemnat pentru România. Și două violoncele, care până a murit el și după aia au fost valorificate la Suceava, dar se încerca la Râmnicu Vâlcea să fie valorificate mare după moartea lui, de către Radu Ardulescu și cu Vladimir Orlov, unul dintre cei mai mari violoncelști ai lumii, și care mereu îl presau să-i vândă unul din violoncele pe care l-a cumpărat de la Cremona din Italia și le-a dus aici. O personalitate fabuloasă care merită în Cernăuț o preocupare și o mult, mult mai esențială. Eu era cât pacit să dau în judecată statul român. Ce s-a întâmplat, că au luat oasele de la Râmnicu Vâlcea și l-au dus la Suceava. De asemenea, toată averea lui a fost adusă la Suceava, a făcut două muzee, dar după părerea mea, care cunoașterea unui act istoric ieșit din comun, ele trebuia să rămână la Râmnicu Vâlcea. Să eliminăm un mit, nimeni din cei care au fost evacuați nu au vrut să se întoarcă. Au fost numai câteva cazuri care, vă știți și dumneavoastră, Peloteanu, care a făcut filmul Jatra, și încă doi vâlceni, care au cochetat cu... au cochetat foarte corect, zic eu, și frumos, fiindcă din nimeni la București au ajuns profesor universal la Moscova. Și ceea ce, nu, societatea a avut de câștigat, nu ne place sau nu ne place. Rușii nu au eliminat din cultura lor totul de cultură și de ținută. Ei fiind recunoscut în secolul 20 și în secolul 19 ca promotori unui nivel cultural în Europa deosebit. Și care să simte, ne place nouă sau nu ne place, și în Basarabia. Este o carte publicată de un monah din Alba Iulia, Să nu ne răzbunați, poate ați auzit, și spune așa: bunelul meu, când a intrat în 1939 Armata Roșie în Hotin, spunea tatăl nostru limba rusă. După ce a intrat Armata Roșie în casă și au luat tabloul țarului, el a spus tatăl nostru limba română. În 39. O carte excepțională. Eu am o sorunere, acum nu știu dacă mai e undeva, dar... Jurnalul Vâlcean. Este o carte teribilă, formidabilă. Pentru 20 de ani se arată o istorie. Ea n-a fost scrisă ca să fie publicată. Această carte este de o intimitate și de din comun. Cei care au publicat-o așa cum o vedeți, sunt un sacrilegiu față de Morariul. Dar noi, acum, trebuie să mulțumim
domnului Bafoc de la Iași, care a redat jurnalul Holograf. Și virgulă așa. Era absurd ca într-un jurnal un om care camerariul să arăți scenele intime dintre bărbați și femeile, nu? Adică sunt și treburile astea, deci el nu a vrut să se publice așa ceva și stilul în care a scris. E, asta a luat Bafoc de la Iași, a făcut această carte. Holograf aproape. Și este formidabil ca informație. Numai un amărânt vă spun, România a pierdut al doilea război mondial datorită americanilor care au trădat, au bombardat spatele frontului la România. Ei toți așteptau că pe linia Moldovei se va renaște o ofensivă care poate să învingă armata rusă. Armata rusă nu era chiar atât de pregătită, să spunem, ca să facă. Mai ales cartul de la 23 august, și dumneavoastră, e aici tot, eu nu mă vorbesc de la mine. Nu aveau, România nu era mai tare ca ei. Și cu nemții așa, dar mă rog, când a intrat, când au intrat americanii, acest Lecamorariu care spune că noi am dus un război sfânt în 44, nu are la gură vorbe mai urâte, adresate americanilor pentru acest bombardament care a început în iulie și care la 20 de zile ajunge, culminează cu această trădare extraordinară de, nu trădare grață, dar părime, au trecut de parte aliaților. Dar să nu uităm, toți prizonierii români din toate zonele din România și din afară chiar, prizonierat în Siberia după 23 august 44, fiindcă a fost o perioadă atunci de întoarcerea armelor, când România au făcut așa și aia au atacat. Stalin n-a respectat 2-3 săptămâni. Atunci a fost crimă și pedeapsă, vorba lui Dostoevski. Eu am avut un socru, tata soției mele, care a fost în minele de la Donbass, arestat și prizonier până în 50 ceva la minele de Antracii din Donbass. Arestat în 30 septembrie 1944. Cația, vă mai dau o informație, demonstrează că de asta spun că Deca este un erou vâlcean. Vâlcea era un oraș, cum să spun eu, lupa Cernăuțul. Vorba. Dar cu o anumită tradiție chiar plecată de la evreime și de la austrieci, cu o anumită perspectivă culturală care nu semăna în întregime. Noi am avut acolo o orchestră simfonică făcută de dr. Ion Puțureanu, nu vă mai spun că șeful poliției în 40, la rândul Vâlcea a fost Ian Dora. Venit aici, în Bucovina de Nord. Deci, fusese un transfer cu totul special, pe care îl regăsim iarăși. Eu încerc să vă spun câteva și asta. Valabilă și pentru istoria Bucovinei, fiindcă Leca, când scrie, tot timpul oftează. Tot timpul oftează. Unde e pătrăuțul meu? Unde este iapa mea, Olga, unde este trăsura mea? Și aici scrie, uite, am ieșit pe stradă într-o zi anumită și popa Tedeschi mergea cu trăsura și cu iapa lui. Și plângea Leca în casă, nu putea să spună nimeni, zis, uite unde e iapa noastră, și spunea nevasta, bă, bine că e la el și nu-i la alții. Deci acolo a fost o mișcare care o vedeți de aici. Și tot timpul sunt date ce se întâmplă în Cernăuț, paralel. El găsi, am primit veste acum, am primit iar, am primit... Deci se poate reconstrui cultura și civilizația a două zone extraordinare și cu un talent formidabil. Eu consider cartea, după postberică istorică, cea mai valoroasă pentru două decenii din Mâncea. Și încă o dată sunt împotriva ceea ce s-a întâmplat
când el o semintele lui a fost luat de Suceava, Suceava, nu merită Suceava, el era, el merita Cernăuțiu și Vâlcea. Fiindcă a modificat istoria în zone. N-a modificat nimic la Suceava, vă dați seama, cum au reușit ăștia să-i păstreze toată averea. Dacă veniți la Râmnicu, cum zicea, el a stat în cea mai frumoasă casă, cea mai formidabilă vilă. Și aici iarăși apare o critică la carte, dar trecem peste ea. Și Papuc și reprezentantul de la Vâlcea care face trimitere de științifice, explicațiile, face o greșeală că folosește termenul de refugiat. Tatăl meu era în stare în anii 50 să te dea în judecată că l-ai făcut refugiat. Statutul bucovedenilor și basarabenilor la România a fost de evacuat și noi am primit banii înapoi, toate averile s-au primit înapoi în decont de bani, adică sume, din 2003, și a fost așa, o recunoaștere, nu? Ori cartea în prefață și în postfață. De la Vâlcean, mare savant, de la Curtea Constituțională a României, prietenul meu Constantin Poenar și Papu de la Iași, plină de invective de genul ăsta, refugiatul, chestii, a luat din dosar de securității că n-avea ce mânca, și ăsta a fost cel mai bogat om. I-a dat regele până în 47, a dat o pensie de 57.000 de lei, când primarul Vâlcea avea 27. El a ținut toată intelectualitatea prin lecțiile, așa câștiga bani. Că o perioadă nu i-a luat pensia, până ca și la noi, până a calculat-o, până l-au ținut. Ei, el a predat limba germană, limba engleză, limba franceză, la cele mai mari somități din Vâlcea. Primar, prefect, șef de poliție, copiilor. Și se laudă în carte cât am casat azi, cât am casat peste 3 luni, cât am casat, mă rog. E o carte încă o dată excepțională, ea a apărut în 2012, nu am venit cu ea în curând să vin mai demult, dar această carte va rămâne aici și am vorbit și cu președinta Olaru de la Suceava și i-a spus, doamnă, trebuie să faceți mai mult pentru Cernăuți. Dar nu e suficient numai că ați făcut un muzeu aici. La Cernăuți trebuie făcut muzeul. Pe lângă această carte, eu vreau numai să amintesc și las pe domnul consul care are să vină la cuvinte ceva. Noi suntem onorați că la această lansare și prezentare o facem cu dumneavoastră. Împreună și mulțumim centrului. Mai am o carte care a apărut acum, eu am o editură, în editura mea a apărut Mihai Sporic de vorbă cu Lucian Blaga. Dintr-o, place o emulație culturală la Râmnici, foarte bună. Domnul Gea Major i-a zis orașul tipografilor. Și tot Mihai Sporici are o carte aici, cugetări despre posade și alte provocări ale istoriei. Este vorba de localizarea luptelor de la posada din 1330, care este foarte, foarte, foarte interesant. Fiindcă de toate variantele, nu e lungă, toate variantele de unde a fost luptele la Posada. Eu am încheiat, vă mulțumesc, aici am o listă și trebuie să vă spun asta ca să știți. Din ce până de astăzi, în biblioteca dumneavoastră de aici, există un set de aproximativ 60 de cărți. Poate mai mult sau mai puține, că multe sunt dubluri și pentru noi, ale Elisavetei Novac. Este cel mai mare scriitor pentru copii din Curtea de Argeș, din Palașia, din județul Argeș. Toate cărțile ei sunt pictate de niște copii genii din Curtea de Argeș, din împrejurimile de acolo. O ilustrație vie, formidabilă și cărți pentru mine este un eveniment de-a dreptul literar. Mulțumesc că ați făcut posibilă să prezentați pe aia asta.
mulțumesc. O să rămân și eu, da, să prezint în final o serie de apariții noi de aici, din Cernăuți și din țară. Vreau să completez cele spuse de distinsul reprezentant din Vâlcea Lungă, Cădan, despre acest exod de lumină, de cultură, de oameni de cultură care au plecat în România din calea tancurilor sovietice, prin aceea că și actualmente, ne mai vorbim de doamna Octavia Morariu, care a fost una dintre cele mai mari mezzosoprane ale noastre, și actualmente la Opera Română din București avem pe Angelica Stratula din Buda Mare, care împreună cu familia s-a refugiat și așa este destinul ca marile mezzosoprane ale operei române în credința acestor locuri, pentru că la urma urmei oamenii de aici sunt foarte bucovinenii, sunt foarte credincioși și drept dovadă stau și toate aceste mănăstiri care sunt ca niște turnuri sau tunuri ale noastre împotriva oricăror mixtiuni culturale din afară. Eu am să vă prezint ultimul număr din Mesager Bucovinean, o revistă care apare în țară, Cernăuți, București, Rădăuți, Chișinău. Este a noastră a românilor, să spun, de pretutindeni, atât din zona noastră, dar și din capitala țării. La pagina 62 veți găsi o scurtă prezentare a mea referitoare la literatura română în Ucraina, teme, probleme și dileme. Considerații privind aspecte actuale ale dezvoltării literilor române în nordul Bucovinei. Un demers pe care l-am făcut pentru a pune în lumină toate eforturile pe care noi le facem aici în nordul Bucovinei de a risipi, de a anula decalajul cu literatura din cealaltă parte a Bucovinei, și anume toate festivalurile și concursurile internaționale la care participă din ambele părți ale frontierei scriitori și poeți români. De asemenea, rolul acestui cenaclu transfrontalier Mașina cu Poeți în descoperirea unor talente tinere și cu această ocazie, pentru că suntem între noi, vă dezvălui și intenția de a crea un de a fonda un concurs de creație care să fie sponsorizat de noi, ori prin consulat, ori personal, pentru a descoperi tinere talente. Noi ne-am propus la Horizon de avem un cenaclu al liceului Constantin Băcovenu să venim la dumneavoastră să facem un schimb permanent. Sigur, se poate. Și asta ar fi extraordinar. De asemenea, vreau să vă semnalez apariția, de fapt, două momente foarte interesante în învățământul din patria istorică, și anume 155 de ani de la fondarea Liceului Ile Caragiale din Ploiești, instituție de învățământ înfrățită cu gimnaziul Alexandru cel Bun, de aici, din Cernăuți, și care desfășoară activități didactice comune. Ultima dată, drăgălașii noștri discipoli de la Gimnaziul 6 Alexandru cel Bun au fost oaspeți unei tabere de creație, de poezie și matematică de la Ploiești. De asemenea, felicitând liceul care poartă numele lui Caragiale, pe care noi când îl citim mai mult ne dăm seama că astăzi este mai actual ca oricând și bănuiesc că așa va rămâne. Nu vreau să trec pe lângă un alt moment care a marcat istoria relațiilor pe linie de cercetare și învățământ dintre Cernăuți și patria istorică, și anume o aniversare a Liceului de Suflet pe care și eu l-am absolvit, și anume Colegiul Național Mihai Eminescu de la Buzău, 100 de ani de la fondare. Vreau să
să spun că acest colegiu care poartă numele, care poartă numele celui mai mare poet român, Demiurgului, care a pus întreaga sa creație drept pavăză împotriva oricăror denigratori ai culturii române și a așezat literatura română între cele mai mari literaturi ale lumii, Mihai Eminescu. Acest colegiu este cel care a fost primul colegiu din România care a încheiat un parteneriat cu gimnaziul Alexandru cel Bun. Am fost, firește, la inițiativa acestei înfrățiri, care nu numai că s-a produs pe hârtie, dar au loc și acum vizite reciproce între copiii noștri de aici și cei din Buzău. De asemenea, la caravana cărții românești, biblioteca gimnaziului numărul 6, Alexandru cel Bun, s-a îmbogățit cu peste 1300 de volume în limba română, pentru care cuprind manuale, dar și beletristică, opere care să-i ajute pe elevii de aici să dezvolte vorbirea, să își apere și să-și dezvolte vorbirea în limba română, să cunoască de asemenea pe mari scriitori din patria istorică. Și pentru acest lucru le mulțumesc. Ei au scos acum la centenar o carte destul de voluminoasă, istoricul Colegiului Național, 100 de ani de învățământ, de excelență în educație. De asemenea, mai au și alte reviste, dar am să vă prezint aici revista Năzuințe 50, revista Năzuințe de creație literară a elevilor de la Liceul Mihai Eminescu din Buzău, revista în care și eu cu multe emoții debutam pe băncile acestui liceu. Chiar mă uitam așa ca la un miracol când a apărut prima revistă care mi-a publicat gândurile, poeziile. Credeam că e un miracol și o suceam pe toate părțile să văd dacă e adevărat. Iată astăzi la o ediție omagială la 100 de ani de la fundarea liceului. De asemenea, cu ocazia festivităților de la centenar, am primit și o carte din biblioteca lui Mihai Eminescu, o carte veche, care și ea se va regăsi cu siguranță între manuscrisele importante de aici, de la Cernăuți, în viitorul muzeu dedicat lui Mihai Eminescu. Acesta este. Încă o dată, mulțumirea acestor gazde minunate de la Școala Populară de Artă, domnului director, domnului președinte Lepsic, și să aveți puterea să mergeți mai departe. Vă mulțumim că astăzi ați fost alături de noi și vom continua programul de astăzi la orele 13 în Palatul Academic, unde vom fi prezenți la spectacolul TVR Iași 28, Iași, Cernăuți, Chișinău. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag la Palatul Academic. Thank you.